Situație neobișnuită în cea mai mică comună a județului Gorj. Este vorba despre Arcani, localitatea care numără doar 1372 de locuitori, dar din păcate și 5 cazuri de localnici care au contactat coronavirus. Indicele de incidență în Arcani a ajuns astfel la 3,64%, fiind cel mai mare din județ pe datele centralizate de DSP Gorj în ultimele 14 zile. Arcaniul a intrat astfel pe scenariu roșu, dar cetățenii obișnuiți cu situația din urmă cu 2 săptămâni din localitate, comuna având atunci 0 incidență și 0 cazuri de infectări cu COVID-19. Tratează destul de superficial problema evită peste noapte în satele lor. Oamenii circulă fără măști de protecție și știu prea puțin măsurile pe care trebuie să le respecte în cazul scenariului roșu. În apropierea primăriei se lucrează astfel ca în zilele dinaintea pandemiei, în timp ce numeroși cetățeni ies din casă și fără cea mai cunoscută măsură de protejare impusă de autorități. Cum vi se pare că domnii de vis-a-vis lucrează, respectând aceste măsuri? Nu, da. Ce să zic eu, nu știu, nu sunt în măsură să... Da, poate că nu pot să lucreze cu mască sau eu știu. De coronavirus vă este frică? Nu, nu. La vârsta mea ce să mai fie frică? Eu aș vrea să trăiți dumneavoastră și copiii mei, că tineri și al meu are 52 de ani, copilul și bolnav, face dializă de 3 ori pe săptămână. Credeți Cum să nu cred? Da, bineînțeles că da, clar da. Există așa ceva. Obligatoare, da, și alte măsuri. Igiena, după mâini, să ne spălăm și alte chestii. Credeți că veți ieși de pe scenariu roșu, că oamenii se vor să face... Se spune acum, am înțeles la televizor, că spuseră americanii acum că deja mai durează încă 2 ani de aici încolo. Și au mutația genetică se schimbă la coronavirus. Și se schimbă ca un fel de buzdugar așa și se schimbă tot timpul în mers, în sânge de fapt. Primarul comunei Arcani, Coiculescu Aristica, anunță în schimb că localitatea pe care o conduce ar fi ieșit din scenariul roșu, dar și situația care a dus la incidența mare din zonă. Mai precis, faptul că 2 cetățeni cu domiciliile în alte localități au ales să se izoleze la Arcani. Avem o al treia persoană care își termină perioada de izolare și atunci, normal, deja noi ne considerăm ieșiți din scenariul roșu, dar până datele vor fi centralizate și transmise pe flux mai departe, încă astăzi suntem în scenariu roșu. Datorită numărului mic de locuitori, cazurile nefiind foarte, foarte multe, da? am intrat în acest scenariu pe care, iată că zic eu că l-am depășit cu bine. Și sperăm de acum înainte ca incidența cazurilor pozitive să fie mai mică sau egală cu zero, așa cum am avut. În principal, măsurile și restricțiile au fost respectate de către oameni. Ei au înțeles lucrul ăsta și înțeleg în continuare. În ultima situație a DSP Gorj, comuna Arcani este în pole position în ce privește incidența coronavirusului din județ. 20 de localități din Gorj se află pe scenariu galben, iar restul în scenariul verde.